Cum ați caracteriza sezonul acesta pentru Fece viitor? Eu personal caracterizez acest sezon unul de excepție pentru echipa noastră, pentru că am terminat pe un loc 5, un loc onorant pentru o echipă cum suntem noi, la care eu personal n-am visat să se petreacă așa de repede. Pe de altă parte, cu regretul că în subconștient ne gândim că s-ar fi putut mai mult. Dar trebuie să apreciez, eu personal apreciez, gândindu-mă la tot acest an competițional, la o prestație uneori încântătoare a unor jucători care au aderat la principiile noastre, care s-au înscris în proiectul nostru, acela de a promova în permanență jucători cu potențial fotbalistic deosebit, jucători tineri, jucători de perspectivă, care în viitorul lor trebuie să se gândească că plecând de la noi pot face lucruri deosebite. Ce s-a rupt în ea? Ce s-a întâmplat acolo? Au fost probabil câteva lucruri, ori am vrut mai mult decât putem, ori am reușit mai puțin decât trebuia să reușim. Ceva s-a întâmplat. Într-un anumit lucru am greșit. Care este acela? Încă îl dibuim, încă îl căutăm. Cert este că am căutat să înțelegem ce înseamnă fotbalul ăsta. Dacă vă închipuiți că la 62 de ani încă caut tainele fotbalului, dar asta este. În viață înveți în permanență. S-a întâmplat ceva în care noi am dorit mai mult decât am putut și s-a dovedit că nu putem. În primele trei sezoane ați terminat pe 13, 12 și 11. Acum pe 5. Sezonul următor merge mai sus? Păi sperăm, luând cronologic, cum a spus dumneavoastră, sperăm să trecem cel puțin câte o treaptă în fiecare an. Cu toate că noi am sărit foarte multe trepte, dar măcar câte o treaptă în fiecare an. Pleacă Gică? Gică a plecat, din păcate, astăzi. A ținut neapărat și chiar eu l-am rugat: măi, Gică, trebuie să pleci, că a primit un telefon și știa că trebuie să pleacă, să plece de dimineață. Hai să anulăm, hai să facem altă dată petrecerea asta. Nu, nea Paul, o facem, am anunțat, facem petrecerea asta, să fie suporterii lângă noi, ăia, puțini câți au fost, toată lumea, să îi simțim și noi alături că au contat foarte, foarte mult pentru noi. Și atunci când am jucat fotbal, oamenii au fost lângă noi. Când n-am jucat fotbal, au început să îndepărteze. Haide să-i aducem înapoi. Și eu sunt convins că n-o să plece. Încheiați anul contra lui Dinamo, dacă nu mă înșel, aveți 4-0. Mă chinui să-i îmbăt pe copiii ăștia, poate fac aceeași figură frumoasă ca cei de la Astra. Glumesc, nu, chiar dacă mă chinui eu, nu reușesc. Este un meci mai mult de ambiție, de orgolii. Întâmplător, Dinamo nu ne-au bătut niciodată pe terenul lor. Tot întâmplător, noi nu i-am bătut niciodată pe terenul nostru. Numai la nivel de copii și juniori s-a mai întâmplat treaba aceasta. Vreau să vă spun că joi și sâmbătă ne confruntăm într-o luptă directă cu cei de la Cluj, CFR Cluj și Ucluj, plus Dinamo. Jucăm meci de semifinală cu Cluj,
dacă câștigăm, jucăm cu învingătoarea dintre Dinamo și Ardealul. La Junior B suntem în luptă directă pentru locul întâi. Noi, din fericire, suntem pe locul întâi, tot cu Dinamo, și cam la toate categoriile de vârstă suntem în luptă directă cu Dinamo. Referitor la echipa mare, sperăm să jucăm dezarmant de lejer și să obținem un rezultat bun. Unul dintre cei mai experimentați jucători, Filip, și-a prelungit contractul cu 2 ani de zile. Care este situația lui Cernat, care și el își termină contractul în vara asta? Cernat este un jucător foarte important în structura lotului nostru, atât prin valoarea lui fotbalistică, cât și prin calitatea lui umană, ca să spun, ceea ce știe el să facă cu jucătorii tineri, cum să-i încurajeze, cum să-i aducă lângă el, ne ajută mult. Sperăm să se facă bine cât mai repede și să ne ajute în proiectul nostru, care este un proiect deosebit, în care avem totuși mare, mare nevoie de jucători cu experiență. Deci ați oferit un nou contract? Nu este oferit, este în derulare. Dintre jucătorii cărora le expiră contractul în vara aceasta, v-ați decis asupra cărora le veți face noi oferte și celor la care veți renunța? Nu le expiră contractul niciun jucător care este al Academiei, și din cei care au fost aduși în iarnă, unui jucător îi expiră. Nu avem probleme de genul acesta. Pesania și Boli? Sunt ai noștri încă un an de zile. Gulon? Gulon este al nostru încă un an de zile, dar din păcate n-a confirmat. Despre Ianis? Ați vorbit cu Pierre? Nu, eu personal nu. Ianis este încă un copil foarte, foarte tânăr.